Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi o să aduc un nucleu pentru acea colonie fără matcă. Și cum am procedat, o să filmez prima dată lada. Aici avem o ladă dezinfectată. A fost pârlită, curățată. Voi folosi această diafragmă cu sită. Aici va veni colonia cea mare, iar aici în spate voi aduce un nucleu. Această grilă eu nu o mai scot, o las acolo, dar când voi da drumul la matcă o să fie restrâns. Bun, să căutăm un nucleu, eu l-am găsit, o să-l filmez imediat. Nucleul care o să vină aici pentru a unifica cu respectiva colonie și atunci sperăm că totul va fi bine. Iată, respectivul nucleu se află aici, între acest tub. Și o să-l mutăm. Iată, ulei esențiale, nu lipsesc. Ați văzut și eficiența lor, foarte bună. Voi aduce acest nucleu matcă tânără, iată cum arată ea. Trebuia să fie adus și cleștul respectiv, dar nu e nicio problemă. O să iau așa ramă cu ramă. Este chiar un roi care are matcă, tânără de anul acesta. Și o să mut în partea din spate acestui stup. Vă voi arăta cum o să arate. Important este că avem ce aduce. Și el va arăta foarte bine, cu această albină, tot ce aduc eu acum. E o marcă foarte bună, calitativă. Iată cum depune ea ouă. E o matcă foarte, foarte bună. Câteva zile nu o să aibă acces la urdiniș, această albină va sta ca la iernat. Muci după mătcuță, dacă o văd. Dacă nu, nu contează, că știu că e pe aici. Și odată ce eu o să o duc, o să fie foarte bine acolo. O să opresc filmarea, cam asta fac acum. O să mut toată albina acolo. Iată, am mutat albina, iar acum aici avem, a mai rămas albină destulă, cam o ramă de albine, să zic așa. Și în mare parte această albină, o să vă arăt, va trebui să treacă într-o parte sau cealaltă. Eu
Acum o să deschid ușor ochiurile și ea va trece într-o anumită măsură dincolo, fiindcă eu am o colonie și în partea cealaltă. Să deschid aceste ochiuri și las să treacă și albina. Să văd în ce măsură o să las să treacă și pe ea, ca să nu stea aici. Trecând așa câte puțin, nu va fi nicio problemă, fiindcă ea este culegătoare cu hrană. Și aici am terminat, acoperim. Nu mai avem de ce să ne facem griji. Urdinișul în partea aceasta va sta câteva zile deschis până când acea albină toată se va retrage în cuibul coloniei din față. Pentru acest lucru este bun acest model de stup. Se pot face asemenea mutări. Ia să vă arăt și cum arată unde am mutat. Iată, aici am adus. Aici vă voi arăta că voi aduce și cealaltă colonie. Aici am pus acel nucleu. E un nucleu destul de măricel, roi, dar pentru asemenea lucruri îi țin. Unde am nevoie fac astfel de lucrări. Acum o să mă duc și la stupul care îl voi unifica cu acesta. Am dus stupul pe poziție. Aici avem acea colonie fără matcă. Ceea care a fost tratat împotriva varo, iată așa arată el. Acum vom muta ramă cu ramă în partea din față și va deveni o colonie puternică. O să începem să aducem ramă cu ramă, cu precizare că avem o ramă unde a fost dat la control pentru a face boci. Acea ramă va fi distrusă, adică rama bocii va fi distrusă. Voi începe să aduc albinuțile, iată așa. Și peste 4 zile, aici las mai mare distanța să se acumuleze, este vreo 4 zile, putem să dăm drumul la diafragm, 4-5 zile. Ia să deschidem ordinișul. Acum iar o să fie că e pentru începător, că nu știu ce. Acum cine dorește se uită, cine nu, nu. Acum așa procedez eu. Pentru mine e destul de eficient. Acum ar spune că e multă albină aici și era suficient să aduc doar marca. Într-adevăr, este multă, dar această albină va dispărea. Nu va rămâne aici. Va muri, mai bine zis. Aici avem rama de test, o scutură.
să vă arăt ce înseamnă boș de salvare. Iată ce avem aici, o grămadă de boci, și căpăcite și necăpăcite, dar acestea sunt de calitate foarte proastă. Voi distruge aceste boci. Iată așa. Nu voi mai lăsa niciuna. O să consume conținutul. Deci așa arată bocile de salvare. Cam asta e. Am curățat tot. Acest remu o să dau după diafragmă, fără albină, bineînțeles. Acum mutăm pur și simplu restul ramei. Iată așa. Toată această albină pe ea e foarte bine. Dar roa nu avem, suntem foarte bine în privința la roa. De fapt se și vede de cantitatea de albine care se află în stup. Bun, ca să nu mai lungesc filmarea, cam asta este. Peste 40 de venim unde pătăm diafragma și avem o colonie care va ierna în condiții foarte bune. Avem o matcă neagră aici, foarte frumoasă. Până data viitoare, numai bine!